Chiar dacă primăvara se instalează mai devreme, vor mai fi zone unde vântul și zăpada vor domina peisajul. Temperaturile vor atinge în lunga Dunării și 20 de grade, cu 19 grade în București. Temperaturile sunt cu aproape 15 grade mai mari față de cele normale, potrivit pentru început de luna februarie. Maxima absolută pentru luna februarie a fost în 2016, când s-au înregistrat 26 de grade Celsius. Luni, vremea va fi vântoasă, dar va deveni îndeoseb de caldă pentru această dată. Vor fi viteze ale vântului în general de 55-60 de km pe oră, iar în Transilvania, sudul Olteniei și în sud-vestul Muntenii, rafalele vor atinge 65-75 de km la oră. La munte vor fi rafale de 70-100 de km la oră, iar în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură, vântul va sufla tare cu peste 110-120 de km la oră. Va fi viscol și vizibilitate foarte redusă. În nord-vestul țării, centrul și nordul teritoriului, cerul va fi mai mult noros și temporar în prima parte a intervalului va ploa. În zona montană vor fi precipitații moderate cantitativ, predominant sub formă de ploaie, determinând topirea și cedarea apei din stratul de zăpadă, iar la peste 1700 de metri va ninge viscolit. În restul țării cerul va fi temporal noros, doar cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe cu precădere în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei. Temperaturile maxime vor fi de la 6-7 grade în depresiunile carpaților orientali până spre 18-19 grade în lunga Dunării, iar cele minime se vor situa în general între 2 și 7 grade. Pe sfârșitul intervalului izolație va forma ceață. Relatează realitatea.net